Și după moartea lui a venit Elizaveta Marski și a avut grijă de acest conac. Când a început războiul mondial de-al doilea, în 1940, ea a plecat în România. Și în 1950 s-a transformat într-o școală. Și când o altă școală s-a construit în Bahmut în 1989, această școală a devenit părăsită. Și cum vedeți, această școală este foarte ruinată. Vă invit și pe voi să veniți aici și să redescoperiți locurile secrete ale Moldovei. Mulțumesc că ați urmărit până la sfârșit. Nu uitați să dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!